Bine ați revenit la mobilisimo.ro. Azi cu un nou unboxing, scoate din cutie telefonul HTC U11 Live. I-am făcut un hands-on la început de noiembrie când a debutat și acum revenim cu unboxing-ul său. Un telefon HTC pe care îl putem numi foarte lejer, un HTC U11 Mini. Vine cu Android One, se bazează pe Oreo și păstrează grosul designului liniei HTC U11. Asta înseamnă acea sticlă specială Liquid Surface. Mai avem și acele muchi pe care le putem strânge pentru a declanșa funcții într-un format mai compact și cu dotări ceva mai light. Ce înseamnă light? Snapdragon 630, 3GB de RAM în cazul acestui telefon și prețul. E bine, dacă sunteți curioși legat de preț, aflați că acest smartphone se găsește la Orange la 314 €, la Evomag la 1549 de lei, iar la sell.ro la 1594 de lei. Este un unboxing, așa că hai să vedem ce primim în cutie. Noi avem o unitate de test, posibil vă se primiți accesorii mai multe. Aici trebuia să fie cheița metalică, spre exemplu. Aici avem niște stickere, garanție, manual, iar aici grosul accesoriilor. Un încărcător generos ca dimensiuni, care oferă alimentare la 5V și 2A. Mai departe, avem dopurile pentru căști. Căștile, care sunt ceva mai premium decât media, căști USONIC, cu conector USB Type-C și seamănă foarte mult cu cele care veneau cu HTC U11, dacă nu cumva sunt aceleași, plus un cablu USB Type-C destul de lung la prima vedere. Tot vedeți aceste accesorii USB Type-C, nu e coincidență, telefonul are port USB Type-C, dar nu are, ce nu are? Jack audio, asta nu are. Varianta oficială, nu cere test cum avem noi, o să aibă și adaptor USB Type-C 3,5 mm și o cheiță metalică pentru a accesa sloturile telefonului, care se află în zona de sus. Telefonul este HTC U11 Live, rival cu Xiaomi Mi A1, rival cu Zenfone 4, adică prin similaritatea de CPU și cu vreun P10 Lite, să zicem. Măsoară 1,1 mm în grosime, cântărește 142 de grame și are un ecran de 5,2 inci Super LCD cu rezoluție Full HD. A început setup-ul. La interior avem un procesor Qualcomm Snapdragon 630, însoțit de 3 sau 4 GB de RAM. Noi avem versiunea cu 3 și stocare este de 32 sau 64 de GB. Noi avem versiunea cu 32, mai avem și slot microSD și o baterie de 2600 mAh. Camerele sună foarte bine, 16 megapixeli în spate cu filmare 4K și captură RAW, 16 megapixeli în față cu filmare Full HD și BSI. Este un telefon certificat IP67 pentru protecție împotriva apei și prafului, are acustică high resolution, vine cu un software stock și curat, are un scanner de amprent integrat în butonul home, se bazează pe Oreo, are 3 microfoane și căștile speciale USONIC. Hai să vedem dacă chiar rulează Oreo. Da, Android 8.0.0 Oreo. Spuneam că are și funcția Edge Sense, strângem muchile și ne trezim cu noi funcționalități activate, facem setup-ul, strâns de 3 ori, urmează următorul pas în care strângem până umplem un balon, o să încercăm și cu dreapta, ok, umplem un balon, apoi încă unul, next, strângem și dăm drumul și putem să strângem pentru a porni aplicația, camera, putem să strângem margine pentru a porni Google Assistant, browserul și orice altă funcție ne mai trece prin minte. Vedeți? Software curat, zero bloater, super puține aplicații, iar Android One îl pune în pole position pentru a primi printre primii Android P, cum s-o numi el, Peppermint, Pineapple, Pecan Pie sau alte deserturi. Am văzut Edge Sense, am văzut un scanner de amprente, am văzut spatele glossy cu această sticlă specială Liquid Surface și acum o să vă arăt foarte pe scurt interfața camerei, care nu a fost lăsată stock, nu e cea de la Google, e cea de la HTC, cu funcții ca Photo Panorama Pro Video, Hyperlapse, Slow Motion, Selfie Photo, Selfie Panorama, Selfie Video și niște setări. Modul Pro ne oferă șansa de a face captură RAW, reglaj de balans de alb, expunere, ISO, shutter și focalizare, plus câteva moduri predefinite aici. Trebuie să apară, dacă apăsăm ca lumea, în fine. Ar fi trebuit să apară ceva gen scene. Ok, avem aici și formatul, JPEG sau RAW, timer, încadrare, aspect și captură video. Hai să vedem dacă chiar este
4K, Full HD, 4K, într-adevăr, QVGA și MMS, cam asta ar fi opțiunea. Telefonul este HTC U11 Life. Costă undeva în jurul la 1500 de lei, un telefon mid-range cu cameră promițătoare, spun asta pentru că sună bine rezoluția în față și spate, rămâne să-l testăm, deocamdată este arătos, este un fel de variantă mini de HTC U11 și vedem cum va performa la testele din săptămâni următoare de baterie, benchmark, jocuri, EdgeSense și altele. Cam atât la Mobilissimo, la revedere!